Bună dimineața, bun găsit dragii mei. Vă spun tuturor celor care sunteți acum în fața micilor ecrane și așteptați să înceapă matinalul prima de dimineață. Intrăm și astăzi în casele dumneavoastră cu gânduri bune, cu soarele în suflet pentru că afară nu este posibil deocamdată, chiar și eu sunt derutată la această oră dacă este iarnă, dacă vine iarna, dacă este primăvară. Nu știm cum este, dar urmăriți matinalul prima de dimineață și o să aveți zâmbetul pe buze încă de la primele ore ale zilei. Bună dimineața, le spun și eu, dragilor mei colegi din emisie și din platou. Bună dimineața, băieți! Ei sunt pregătiți de o nouă ediție a matinalului prima de dimineață, de acolo, de la butoane, din spatele camerelor de filmat. Tot ce trebuie să faceți dumneavoastră, așa cum vă spun de fiecare dată, este să vă așezați confortabil în fața micilor ecrane și să ne urmăriți până la 9 și 30 de minute. Avem informații utile pentru dumneavoastră de la revista Preții Locale Naționale și Mondene, avem și invitații zilei ceva mai târziu în partea a doua a matinalului, însă acum începem cu horoscopul. Sunt foarte curioasă și cred că și dumneavoastră sunt la fel să aflăm împreună ce ne-au rezervat astrele pentru ziua de astăzi. Dacă ne surâd sau nu, aflăm imediat. Începem cu nativizodiei zodiei Taur și trebuie să vă spun că o sumă de bani blocată dinaintea sărbătorilor ajunge și în buzunarul vostru și o să faceți un capital. O veste pe care o așteptați de multă vreme, sosește, poate e un accept la un alt serviciu sau la o școală, ori poate e cineva care se întoarce după o lungă absență. Gemeni, se poate să aveți o revelație, să spunem așa, și să realizați cu ce ați greșit în relația cu partenerul de cuplu și să îndreptați situația. Poate v-ați hotărât să vă duceți la medic, să aflați care e cauza unui disconfort și să faceți tot posibilul să-l eliminați cu tratamentul adecvat. RAC! o să primiți o invitație la un eveniment monden. Poate este o cununie civilă în cursul săptămânii, ori poate una religioasă la sfârșit de săptămână. Ori să insiste niște oameni să lucrați împreună, o să aveți mai mult spor în combinația asta și veți câștiga o sumă consistentă de bani de luna viitoare. Leu, Cineva cu care aveați de vorbit între patru ochi, sosește și o să dați dovadă de sinceritate pentru că vreți să puneți lucrurile la punct. Se poate să primiți ok-ul okay pentru o funcție sau poate este vorba de o plecare la muncă, la studii, ori aveți voie în concediu. E ceva pe care vi l-ați dorit de mult și pe care îl așteptați. Continuăm cu nativii Zodiei Fecioară. Voi aveți o întâlnire cu cineva de care vă leagă niște amintiri și este posibil să reluați povestea voastră de iubire. O invitație într-o stațiune turistică, poate este un cadou din partea ființei iubite care vrea să vă facă fericit și o să vină la momentul potrivit și oferta. Balanță! Poate vă ia prin surprindere faptul că vi s-au rezervat deja biletele de cazare, de transport pentru weekend de 1 mai o să aveți de-a face cu niște autorități. Poate vă duce să plătiți niște taxe, să legalizați un act, să îndreptați o situație care v-a adus niște neplăceri. Scorpion. Poate vă faceți timp să ajungeți la notar să parafați niște acte, să puteți vinde, cumpăra ceva sau să dobândiți niște bunuri. Ați putea avea noroc de niște bani de la serviciu, dar ca să fiți siguri, mai bine le faceți o întrebare șefilor ca să vă asigurați că aveți de buzunar în weekend. Săgetător. Poate va trebui să repetați un tratament ca să fiți siguri că vă vindecați complet, ca să vă puteți bucura de zilele libere. Se pare că v-au încărcat șefii cu mai multe responsabilități, dar este posibil să vi se acorde și o primă. Asta ca să vă răsplătească eforturile care vor fi de durată. Capricorn. Se poate să mai dați un examen, nu știu, poate să obțineți o titularizare, să puteți avea un post stabil și ceva mai bine plătit. Poate vă înscrieți în audiență ca să renegociați un contract cu cei de la serviciu și poate o să aveți condiții mai bune de lucru și, bineînțeles, și bani. Vărsător! Sfința iubită vrea să vorbiți deschis despre programul de timp liber, poate vrea să plecați pe undeva acum de întâi mai, să stabiliți acest lucru. Poate vă pregătiți de o plecare, poate și cu treabă să rezolvați atât problema de serviciu, dar și personale, să vă distrați printre picături, să îmbinați utilul cu plăcutul, cum se spune. Pești. Se poate să cumpărați ceva de valoare la preț redus și să scutiți niște bani cu care puteți pleca într-o excursie de mâine. Se pare că o să puneți la cale o activitate la care vor lua parte niște oameni valoroși și care or să vă conducă spre un succes pe care îl așteptați de ceva timp și în cele din urmă berbec reluați o negociere ca să obțineți un post mai bun, un salariu mai consistent și alte facilități care nu vin chiar așa de la sine. Trebuie să le cereți. E posibil să apară cheltuieli neprevăzute și să fiți inventiv să vă descurcați cu ce aveți la îndemână ca să vă rămână pentru plecarea de întâi mari, la mare, la munte. Dragii mei, toate bune pentru astăzi și la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere. Iată ce ne-au rezervat astrele pentru ziua de astăzi. Am aflat împreună acest lucru, dar vă spuneam ceva mai devreme că avem și uh, revista presei, uh, avem cele mai uh, importante subiecte ale acestei zile, imediat după generic. Începem cu ziarul Gazeta Nou în această dimineață. Vedem care este titlul acestei zile. Primăria Slatina alocă 1,4 milioane de lei pentru instalarea unui sistem de irigații la Clubul Nautic Plaja Olt. Este informația zilei, vă spuneam, și să aflăm despre acest subiect mai multe detalii. Municipalitatea Slătineană a alocat uh, 1,4 milioane de lei pentru montarea unui sistem de irigații la Clubul Nautic și de agrement uh, Plaja Ol. sistemul nefiind prevăzut în proiectul inițial, fapt ce a dus la uh, uscarea plantelor și a ierbii în sezonul cald. Primarul Slatinei Emil Moț a declarat că trebuie uh, corectată eroarea din proiectul inițial pentru ca Slătinenii să poată să se bucure uh, și de verdeață. 9 posturi de inspector școlar scoase la concurs de ISJ OLT, din care 4 cu jumătate de normă sunt scoase la concurs de ISJ, candidații urmând să susțină probele în perioada 22-26 mai. Funcțiile scoase la concurs de Inspectoratul Școlar Județean Olt sunt următoare: inspector școlar pentru limbi moderne, normă întreagă, inspector școlar pentru informatică, cu jumătate de normă, inspector școlar pentru fizică, normă întreagă, inspector școlar pentru geografie, normă întreagă, inspector școlar pentru educație fizică și sport, de asemenea, normă întreagă, inspector școlar pentru minorități naționale, jumătate de normă. Inspector școlar pentru învățământ special cu jumătate de normă, inspector școlar pentru proiecte educaționale cu normă întreagă, inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale cu jumătate de normă. Uh, probele, vă spuneam, că se vor desfășura în perioada 22-26 mai, tot la sediul ISJ Olt. De la acest subiect uh, mergem mai departe. Uh, la administrație, fonduri pentru extinderea rețelei electrice pe strada Carol I din Slatina, Slatinenii care și-au uh, construit imobile pe strada Carol I în vecinătatea Liceului Agricol vor putea beneficia din acest an de rețeaua de alimentare cu energie electrică, municipalitatea alocând fonduri pentru devierea rețelei uh, ta la 23. Cu alte subiecte continuăm uh, revista presei și uh, tot uh, din ziarul Gazeta Nouă vă dau citire. Uh, la agricultură ajungem acum la acest, uh, în acest domeniu. Dacă temperaturile vor scădea sub 0 grade, nu vor fi afectate doar livezile și viile, ci și porumbul și rapița prognozele meteorologilor, conform cărora temperaturile ar putea scădea și până la minus 2 grade, ar putea da peste cap planurile fermierilor olteni. Potrivit specialiștilor, dacă temperaturile vor scădea atât de mult, vor avea de suferit nu doar podgorile de viță de vie și livezile de pom fructifer, ci și culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță. Peste 1300 de mii sacrificați în județ, numai în centrele autorizate, amens de peste 600 de milioane de lei vechi. Autoritățile au fost vigilente în această perioadă și au efectuat sute de controle, mai ales în târguri și în centrele autorizate temporar. Dar um, și în cele trei unități de abatorizare în care s-au sacrificat, vă spuneam, peste 1300 de mii. Peste 1500 de fermieri olteni înscriși în programul pentru tomate, deși vremea capricioasă le pune mari probleme, noaptea temperaturile ajungând la doar câteva grade, fermierii olteni continuă să se înscrie în programul pentru tomate. Numărul fermierilor olteni care doresc să primească acest sprijin a sărit de 1500. Avem și informații din sport. Voința Băbiciu, victorie la masa verde cu grădinile, se Slatina din eșec în eșec și Târgu Mureș gazda primului turneu semifinal la Junioare 2. Continuăm cu eveniment de OLT. Mai avem puțin timp la dispoziție. Zeci de gospodării din OLT fără energie electrică din cauza vremii. Vă spun doar titlurile acestei zile. Controle și amenzi înainte de Paște peste 60.000 de lei pentru comercializarea de produse expirate. Șoferii din OLT sfătuiți de polițiștii să conducă prudent în zilele cu precipitații. Simulare de incendiu la DSVSA OLT. Experiență de neuitat în Portugalia pentru elevii Colegiului Economic Petre S. Aurelian și începe a 13-a ediție a Festivalului de Dor de Primăvară de la Caracal. În Gazeta de Sud avem de asemenea informații de ultimă oră. Vremea rece continuă până mâine. În Gorj ninge abundent pe DN67C Novaci Rânca. Semafoarele de la Hanul Doctorului din nou nefuncționale, clujenii i-au trimis pe craioveni în vacanță și persoanele cu handicap din Craiova nu plătesc impozitul auto, dar suportă taxa de parcare. Cum este posibil acest lucru? Aflați numai din Gazeta de Sud. Și ninsorile au prins pe picior greșit. Autoritățile care nu mai au contracte de desăpezire. Sunt informațiile pe care le găsim în Gazeta de Sud. Și informații mondene... Ionuț Fule a ajuns cel mai sexy folclorist după ce a slăbit 41 de kilograme. Artistul este de nerecunoscut după ce a ținut o dietă miraculoasă, spune el. Iulia Albu a desfințat-o pe Rădulească. Sirena Williams însărcinată cum și-a anunțat fanii. Și uh, cum a reușit Siriac să termine două clase de liceu, și să-și dea bacul în patru luni, aflați de asemenea din ziarul Click din această dimineață. Și ne oprim aici cu informațiile din ziarele locale, naționale și mondene, dar rămâneți pe Primate Veslatina pentru că nu am încheiat matinalul, ne întoarcem imediat. Am revenit, dragii mei, suntem din nou în direct în partea a doua matinului prima de dimineață. Nu uitați că aveți la dispoziție și pagina noastră de Facebook. Dacă doriți să ne comunicați ceva, să ne scrieți câteva recomandări, sugestii despre matinalul prima de dimineață și, bineînțeles, dacă nu ați reușit să vedeți vreuna dintre edițiile matinale, puteți să intrați pe site-ul televiziunii noastre. Vă reamintesc că www.prima.tv.laterna.ru vă stă la dispoziție. Aici găsiți nu numai secțiunea prima de dimineață, cât și știrile Focus Latina, dar și alte emisiuni realizate de către colegii mei. Acestea fiind de zise, procedem în cea la a doua parte a matinalului și uh, rămâneți alături de noi pentru că avem informații utile pentru dumneavoastră și în această parte a emisiunii. Alături de mine, în platoul emisiunii prima de dimineață, se află plutonier major Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt SOLT. Bună dimineața! Bun. Bine ai revenit! Bine, Bună dimineața! Îi spun și lui Iulian Pipin, locotenent în cadrul ISOLT. Bună dimineața. Bună, dimineața. Bună dimineața! Mă bucur foarte mult că sunteți în cadrul emisiunii matinale pentru a veni cu informații și sfaturi utile pentru telespectatorii noștri. În primul rând, aș vrea să discutăm despre ceea ce se întâmplă la ora actuală, despre aceste coduri de vremerea La noi, în județ, care este situația? Am depășit cu bine, să spunem, codul meteorologic. La nivel național au fost într-adevăr evenimente deosebite și evenimente la care nu ne-am fi așteptat aportându-ne la perioada în care ne aflăm. Am văzut ca NIS, sunt oameni care se bucură de acest lucru, oameni care nu se bucură pentru că trebuie să, să muncească atunci când ninge. În județul nostru a fost un cod galben de precipitații abundente, valabil până ieri, la ora 16 Nu au fost probleme deosebite, în afară de faptul că au fost, la un moment dat, în jur de 30 de consumatori nealimentați cu energie electrică Codul a fost transmis către toate comitetele locale pentru situații de urgență, astfel încât să fie asigurată permanența la primării și în cazul în care se întâmpla vreun eveniment negativ să se poată transmite toate informațiile către centrul operațional al ISOL În acest moment avem în vigoare o atenționare cod galben hidrologică, având în vedere și precipitațiile din ultima perioadă, creșteri de debite și niveluri pe afluenții râului Olt. Vorbim aici despre Olteți și Vedea și, într-adevăr, aceste zone, să spunem, că sunt mai să, să le spunem că sunt zonele critice din județul nostru, adică Ultețul și Vedea vedem mai puțin după ce s-a amenajat, s-a îndiguit zona Tufeni-Icoana unde atunci când uh, Erau creșteri de debite și niveluri uh, erau și inundații -a, Zona Ultețului uh, În mare parte este amenajată, dar sunt, uh, sunt porțiuni uh, În zona morunglav și unde se pot uh, produce inundații atunci când există creștere de debite și niveluri, dar nu la nivelul la care suntem acum. În acest moment nu au fost raportate probleme la nivelul județului. În continuare la primării trebuie asigurată permanența și se verifică acest lucru în fiecare zi, urmând ca pe mâine județul nostru să iasă de sub această atenționare hidrologică codată. Adică vine primăvara. Ne dorim cu toții, sperăm. <laughs> Bun. Am depășit și acest, aceste atenționari, să spunem așa. Mâine, un, o altă acțiune a Inspectoratului pentru Situații de Urgență va avea loc, verificarea sistemului de înștiințare alarmare. Așa că, toți cei care ne urmăriți la această oră, trebuie să fiți foarte atenți despre ceea ce vom discuta. Asta ca mâine să nu vă ia prin surprindere. Deci, ce se va mai exact? Deci, vă rog. IGSU, în aceste patru zile, începând de marți până vineri, a organizat la nivel național o verificare a sistemului de înștiințare alarmare la nivelul localităților întregii țări. În cursul zilei de mâine, între orele 10 și 12, va avea loc și în județul nostru acest exercițiu de înștiințare alarmare în care primim noi, ca Inspectorat Județean, primim de la IGSU, înștiințarea, ca să zic așa. Și noi dăm mai departe comitetelor locale, operatorii economici, mesaje cu riscul jucat. Riscul de mâine va fi cel de căderi de obiecte din atmosferă, iar și la nivel local, vor acționa în consecință acest sistem de alarmare, acele sirene electrice și electronice, pentru... care cu siguranță sperie pe oricine. Noi sperăm să nu... de facem și această informare ca să nu, să nu intre lumea în panică. Asta e principalul scop și să încercăm să învățăm acele semnale de alarmare. De principiu, mâine va fi alarmă la dezastru. Exercițiul nu se va încheia cu acel semnal de două minute prelungit de încetare alarmei, dar va, va fi va porni semnalul de alarmă la dezastre cel de 5 semnale câte 16 secunde cu pauză de 10 secunde, timpul total fiind de 2 minute. Ce se urmărește prin această acțiune? Prin această acțiune și noi ca instituție, și populația, și comitetele locale vor urmări, cum, cum să spun eu, vor urmări exact reacția oamenilor și dacă merge sau nu merge sistemul acela de alarmare. Ne referim mai strict la sirene multe, foarte multe dintre ele fiind electrice și ne acoperind zona locuită, să zic așa, localității. Câte localități uh, va fi acest sistem de alarmare? sistemul de alarmare va fi acționat în absolut toate localitățile, fie din județul Wall și probabil și din alte județe. În uh, în speță, unde sunt sirene electrice, electronice, vor fi acționate acelea, dacă nu se va recurge la sisteme alternative de acționare, clopotele de la biserică, unele localități mai au amplificatoare la primării sau difuzoare stradale prin care vor fi înștiințați oamenii din localitate. Un, astfel, o astfel de acțiune s-a mai făcut în ultima perioadă? Așa amplu, nu a mai fost făcută. Ideea e că de foarte mult timp încoace facem aceste exerciții de alarmare publică, locală, la localități separat. Și, practic, verificăm și atunci sistemul de înștiințare alarmare, mai precis cel de alarmare, cu exerciții de evacuare în școli, cu dispozitive făcute de CVSU, pe anumite situații, în funcție de tipurile de risc jucate. Așadar, mâine. Um... Toți oltenii trebuie, să... trebuie. Să, să... Să nu intrăm în panică. panică. Da. Sunt la nivelul județului nostru 262 de sirene. Marea majoritate sunt sirene electrice și aici aș vrea să fac această, să, să le definez cumva astfel încât uh, telespectatorii să înțeleagă despre ce vorbim. Sirenele electrice sunt cele de generație mai veche și sunt peste 170 în, uh, în județ. Ele uh, acoperă și o zonă cu audibilitate mai mică, dar uh, nici nu au un uh, sistem alternativ de energie În sensul că în momentul în care se întrerupe curentul, uh, nu se mai pot acționa aceste sisteme electrice uh, Parte din ele nu se pot acționa centralizat și acest lucru este foarte important în, într-o situație de urgență Să poată fi acționate centralizat Spre deosebire de acestea cele, de aceste sisteme electrice, cele electronice sunt de o generație mai nouă, avem 84 la nivelul județului. Pe acestea se pot transmite și mesaje preînregistrate, voce și se vor folosi la acest exercițiu tocmai pentru a marca faptul că este un exercițiu, adică toate mesajele preînregistrate vor fi însoțite de această sintagmă exercițiu. La nivelul municipiului Slatina, spre exemplu, unde există difuzoare stradale, vor fi folosite și aceste, aceste mijloace de informare a populației. Într-adevăr, un exercițiu de o asemenea amploare nu a mai fost organizat din datele pe care le am eu undeva de, de la nivelul anului 1991, a fost ultima oară un astfel de exercițiu. Pentru a putea implica toate județele din țară, s-a ales un scenariu căderi de obiecte din cosmos. Tocmai pentru că nu poate fi o inundație atât de mare încât să fie inundată toată România. Sau nu poate să fie un cutremur care să afecteze întreaga țară. Sau ar trebui să fie două magnitudini de foarte mare. S-au început aceste exerciții pentru reziliența comunităților, așa cum le spunem noi, și este o structură nouă și un concept nou. Anul trecut a fost exercițiul SEISM, în care s-a testat uh, timpul de reacție în caz de cutremur și s-a testat timpul de reacție cât se poate de real, în sensul că echipajele din Slatina au mers în București uh, pe regim de autostradă, drum european, exact așa cum se întâmplă într-o situație reală, fără nicio prealertare inițială. Pur și simplu, la ora 7 dimineața, s-a introdus alarma, uh, noi a trebuit să trimitem 100 de oameni acolo. A trebuit să uh, avem microbuze autocare puse la dispoziție. Existau unele înțelegeri cu societățile comerciale care ne-au pus la dispoziție astfel de autocare pentru că nu avem în dotare. La fel și acest exercițiu este un exercițiu la nivel macro. Este implicată toată țara, urmând ca concluziile să fie trase de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, să fie făcute publice, iar conceptul pe care s-a mers la nivel central. Este un concept uh, împrumutat din țările dezvoltate, este cel al bunelor practici, nu neapărat al uh, să evaluăm ce a fost foarte bine și ce nu a fost bine, sau să ieșim, să se iasă în față numai cu lucrurile pozitive. Se merge pe bune practici, pe lecții învățate, uh, după fiecare. Presupun că se vor lua niște măsuri în cazul în care nu vor fi. Uh... Măsurile există și în acest moment sunt la nivelul județului nostru 15 localități care nu au acest sistem. Toate 15 au fost sancționate conform legislației în vigoare, dar trebuie să mergem mult mai departe și să înțelegem rolul acestor sisteme de științare alertare. Sancționate vorbim de amenzi? Amenzi sau avertismente în funcție de cum există și posibilitatea ca sistemul să defecteze anul ăsta și să fie reparat. Uh, nu se merge neapărat să, să dăm amenzi ca să îngreunăm și mai mult activitatea uh, comitetelor locale și știm și noi că la nivel, uh, la nivel local nu sunt fonduri pentru tot ce ar vrea toate autoritățile, pentru că la fel cum noi cerem ceva, cerem sisteme de înștiințare, cerem autospeciale, sunt și alte instituții ale statului care cer alte lucruri. Suntem convinși că uh, nivelul financiar al primărilor de comună mai ales celor care nu sunt foarte dezvoltate din punct de vedere economic, nu este foarte ridicat. Și atunci nu s-a mers în general pe îndrumare și control, nu neapărat pe control, să dăm amenzi doar ca să le îngreună și mai mult situația. Adică amenda să fie mai mare decât ar, ar fi sirena. Um, spuneați că în intervalul 10-12 da. va fi. Um acest uh, eveniment, această acțiune, uh, se va alege o anumită oră sau în continuu timp de două ore? Nu, nu, conceptul nu va fi de continuu două ore. Ideea e că între 10 și 12 lumea să fie oarecum pregătită, să nu intre în panică. Intervalul inițial a fost un pic mai mare, dar s-a redus tocmai așa, să fie oarecum o tensiune între 10 și 12, dar oamenii să nu intre în panică. Seama, dacă era mai seara sau... Noapte, e și mult mai, un pic mai diferit. Da, cu siguranță. Adică, era, da. cred că oamenii uitau că este doar se o caută, informare dacă știau. Se sau... caută învățarea, educarea populației, la fel și în școli, cum facem exerciții de evacuare, nu le facem când nu sunt elevi, le facem când aceștia sunt la ore, atunci chiar e vorba de, de un exercițiu inopinat. La noi e vorba de un exercițiu anunțat datele vor fi verificate și în teren la câteva localități din județ în cursul zilei de mâine, exact lanțul de alarmare, de alertare și concluziile vor fi trimise la IGSU. Nu este exercițiu, nu este se cunoaște intervalul orar, nici noi nu știm exact când o să fim informați pentru că mesajul o să fie primit de la Inspectoratul General, apoi o să ajungă la noi în dispecerat și dispeceratul nostru o să disemineze. Pentru această situație, o să folosim uh, mesajele SMS, -e, cea mai uh, la îndemână modalitate și modalitatea cea mai simplă ca mesajul să ajungă în același timp la uh, toate localitățile, vor fi alertați din fiecare localitate primarul, viceprimarul și șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, iar în aproximativ 10% din localități se va merge în teren, vor fi echipe care vor verifica uh, atât timpii de, de reacție, cât și fluxul informațional, pentru că în afară de verificarea acestor uh, sisteme de înștiințare, avertizare, alarmare a sirenelor, efectiv, se verifică și flux, fluxul informațional, adică uh, cum să transmit informările de, de, dinspre IGSU către județ, către ISOL, apoi mai departe către localități, cum reacționează localitățile și cam care sunt, uh, sunt timpii de răspuns. Pentru că o situație legată de, de sirene, efectiv, o avem. Știm că sunt 262, știm că sunt... Uh, sunt 15 localități care nu au, în același timp au posibilitatea, la fel cum spunea și colegul meu, să folosesc aceste mijloace secundare de, de alarmare, clopote, tobe, trompete, Fiecare portavoci, cu Fiecare da, localitate sirene de mână. Se poate descurca. Cel mai important lucru, în afară de faptul că cetățenii trebuie să să nu intre în panică. Cel mai important pentru noi și pentru autoritățile locale o să fie testul de audibilitate, adică cât acoperă aceste sirene, pentru că uh, chiar dacă există sau sunt localități care au astfel de sisteme de alarmare, unul dintre minusurile pe care noi le-am identificat în urma controlelor este faptul că nu asigură audibilitate la nivelul întregii localități. Sunt localități uh, care sunt mai răsfirate, au mai multe sate și, în general, ă, sunt amplasate sirenele la nivelul localităților, fie pe primărie, fie pe școală și nu acoperă întreaga localitate. De fapt, ă, acesta trebuie să fie ă, cel mai important element pe care trebuie să-l urmărească comitetele locale, astfel încât să se îmbunătățească acest sistem de avertizare la. Da, într-o situație reală, care ar fi uh, planul? Ce ar trebui făcut? Uh, uh, primul uh, pas este acest uh, sistem de alarmare, să înțeleg. Într-o situație reală, probabil că situația s-ar schimba puțin și nu uh, negăm acest lucru sau nu ascundem. Uh, într-o situație reală, în primul rând, să spunem că panica e principalul dușman, indiferent că vorbim despre o situație de genul ăsta de alarmă la dezastre sau orice altă situație. Trebuie să urmărim uh, în cazul în care este o situație ca aceasta. Să mergem spre adăposturile de protecție civilă și... Se știu uh, unde sunt acestea? În general, ele sunt marcate. Sunt marcate cu un, uh, un triunghi portocaliu pe fond albastru. Este semnul protecției civile. Uh, sunt acele adăposturi antiaerene, cum le cunoaștem sau cum așa cum sunt ele cunoscute, uh, sunt 14 la nivelul municipiului Slatina, toate 14 sunt uh, marcate, uh, spre deosebire de adăposturile simple, pentru că și aici, la fel ca la alarmare, există și o variantă secundară, să-i spunem, la nivel de comune, pentru că sunt, uh, aceste adăposturi de protecție civilă sunt construite doar la nivelul orașelor mai puțin orașul Podcova, care nu are astfel de adăposturi de protecție civilă. În rest, toate celelalte municipii și orașe din județul nostru au uh, un fond de adăpostire. În afară de acestea, se pot folosi beciurile locuințelor ca adăposturi de protecție, simp, uh, de protecție civilă simple. Uh, adăposturile antiaeriene, cele um, organizate cumva de comitete locale pentru situații de urgență, construite după anumite standarde cu sisteme de filtroventilație, asigură o protecție mai mare. La atât aceste adăposturi de protecție civilă, cât și sirenele de alarmare, sunt în administrarea comitetelor locale pentru situații de urgență. E obligația să le întrețină și ele sunt verificate periodic de colegii noștri care merg în teren. Ce presupune un astfel de adăpost? Nu știu, e dotat cu tot ce trebuie. Energia electrică pot să vă spun că este. Ideea că momentan mare parte din ele sunt amenajate de către locuitorii, să zicem, mai blocurilor respective, în boxe sau depozite de, eu știu, haine, învelope și ce și mai depozitează ei. Dar conform legii pot să fac acest lucru și au obligația ca în cazul ivirii unei situații de urgență, în 48 de ore maxim, să elibereze și să readucă la starea inițială acestea de posturi. Am înțeles. Până una alta, din fericire, nu este vorba de o situație reală, se fac doar simulări, se verifică așadar sistemul de alarmare. Mâine, în intervalul 10-12, asta dacă auziți acele sirene, să nu vă panicați. Vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mai aștept cu informații utile pentru telespectatorii noștri. Dragii mei, rămâneți pe Prima TV. Vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit până la această oră. Nu uitați site-ul televiziunii www.primatvslatina.ro și pagina de Facebook unde așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și noi ne revedem mâine cu alte informații, alte subiecte utile pentru dumneavoastră. Toate cele bune și o zi frumoasă cu mult soare în suflet. La revedere!